Milioane de pensionari abia își duc traiul cu mai puțin de 1000 de lei pe lună, iar unii dintre ei chiar cu ajutoare sociale mai mici de 200 de lei. Nu este vorba despre oameni care nu au muncit în viața lor. Vorbim despre pensionarii care au muncit din greu, dar au ajuns bătaia de joc a statului, cel pe care l-au sclăvit decenii la rând, efectuând cele mai grele activități. Pensionarii din România de-abia supraviețuiesc de la o zi la alta și asta pentru că suma de bani pe care o primesc lunar este mult prea mică. Unii nu își permit nici măcar să ia toate ingredientele pentru o simplă ciorbă de legume, în timp ce alții sunt plini de datorii. Doamnă, eu am o pensie de 110 lei. Trebuie să mă încadrez în aia, medicamente, curent, apă, toate. Și de multe ori poate nu-ți permiți ca să te iei tot ceea ce vrei și ce dorești. Dar asta este. Dacă așa am ajuns la mâna lor acum, sperăm să fie mai bine. Trăim cu speranța. Din păcate, prețurile foarte mari de pe piață sau chiar din magazine nu le permit pensionarilor achiziționarea de bunuri care sunt necesare în casa fiecărei persoane. Păi cauze sunt multe, mâncați aș gura. Multe, că s-a luat atâta de mult din buget încât s-a dat și la noi nu mai ajunge nimic. Banii noștri care au fost de munca noastră s-a pierdut. Și cauza? Ai care conduc? Cine să mai fie cauza? Asta e. Aveți dreptate că sunt pensionar și știu ce înseamnă. La pensia mea de 1500 de lei vă dați seama cam cum mă duc. Cauze sunt multe. Fiindcă guvernul, parlamentarii, nu se uită la pensionari, parcă noi am fi la ora actuală gunoiul lor. Dar unde stau și dor și votează, e făcută de noi, nu e ăștia care sunt pensionari acum. Și acum nu ne bagă în seamă. Viața este foarte grea pentru unii pensionari din România. Suma pe care o primesc lunar nu le este de ajuns pentru a plăti datoriile și a-și cumpăra și medicamentele de care au nevoie. Așa este, o duc foarte greu. Nu s-a respectat legea cu mărirea de 40%. Pentru guvernanță să găsesc bani, pentru pensionari și copii nu. Pensionarii sunt de părere că principalul vinovat pentru traiul pe care îl duc astăzi este premierul Florin Câțu, subliniind faptul că dacă merg la piață, găsesc astăzi un preț, iar mâine altul.